Grea ocupație cea de fermier, grea și extrem de complexă. Trebuie să ai cunoștințe de biologie, să te pricepi la oameni când angajezi, să ții cont de tehnologii, să ai stofă de vânzător, minte de strateg și uneori ghicitor al viitorului în norii de la Cornul Capri, cum spunea Tudor Gheorghe recitând din poezia lui Marin Sorescu. În minutele următoare vă prezentăm un exemplu de cum să faci agricultură folosind soluții de gestionare a fermei. Managementul fermei ar trebui să fie unul echilibrat, în sensul că ar trebui să fii puțin calculat și să reușești să vinzi recolta puțin mai târziu, nu în timpul campaniei, să nu fii forțat de anumite împrejurări să vinzi în timpul campaniei la un preț mult mai mic față de prețurile care ați văzut cum a fost anul acesta. Au fost niște câștiguri destul de însemnate din vânzarea producției mai târziu. Achiziția de inputuri în măsura în care se poate să se facă cu banii jos, cu plata la livrare, nu cu plata la termen. Și din fiecare se adună câte ceva. Exact. Și la final, cu cât costurile sunt mai mici, cu atât riscurile sunt mai mici, pentru că cu asta ne confruntăm la noi. Nu avem pus la punct sisteme de irigații ca să putem să controlăm ce ne oferă natura.